Dă mâna, mamă, hai, dă mâna. Dă mâna cu... Dă mâna cu primarul, hai, dă mâna. Eu sunt Dumitru Roșca, sunt primarul Comunii Hârtopul Mare. Am venit la dumneavoastră astăzi să vă felicit cu ziua femeii, 8 martie. Dumneavoastră sunteți cea mai vârstnică de localitate. Și vă dorim încă mulți, mulți ani înainte să-i aveți în preajmă pe domnul Gheorghe, Nora, nepoții pe domnul Ion, pe nepoței, să vă ajute în continuare așa până la cea vârstă, până cât v-a dat Dumnezeu. Hai să mulțumesc! Eu doresc încă mulți, mulți ani înainte. Bătaia a trecut prin foarte multe greutăți. A trecut prin toate cele, toate războaiele care au avut loc aici în Moldova. Și ai o experiență foarte mare, bogată de viață. De aceea vrem ca mătarea asta să ne trăiești încă mulți, mulți ani înainte și să ne fii ca satul nostru să se mândrească că au așa persoane la așa o vârstă înaintată. Și din partea primăriei eu am adus un mic cadou pentru... Asta e pentru prima dată, eu înțeleg, că aici au niște... un mic cadou din partea primăriei. O floare și o diplomă de gratitudine ca persoana cea mai în vârstă din Comuna Hârtopul Mare. Și aici un plic și niște flori. Hai, e florile, mamă, e florile. Hai, e florile. Hai, ține-o la florile așa, ia că așa ține florile. Măcar te-a fotografiat cu florile. A, frumos. E așa, e, dar când ajungi la patrimiță, stai din mijloc și așa, da, vă lăpte. Hai, vă lăpte.